Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Am luat un moment pentru că e a treia oară când vin aici. A doua oară n-am făcut-o bine, am plâns un pic, a dat bine pe sticlă. Ai plâns? Da, da, am plâns, nu, că am repetat de prea multe ori textul și am venit și am dat-o în bară. Of. Bine, nu mă recunoașteți că era acum 6 ani și arătam ca un băiețel. Băiatul Cristi, a fost în vogă și a fost mișto. Dar ce s-a întâmplat? De cine ești dezamăgită? Simt că am dezamăgit lumea, nu neapărat pe mine. Lumea, în special pe Mihai? Hai să-l căutăm pe Mihai să vorbești cu el, că este... Că și el adică este... pe toată lumea de acasă, pentru că nu-i prima dată când vin de asta. Mă, fată, câți ani ai? 18. O să mai vii de 400 de ori. Fii serioasă. În seara asta am pregătit ceva diferit pentru voi. În seara asta vreau să mă simt bine, vreau să fiu lejeră, vreau să ne distrăm puțin, eu cu voi, voi cu mine, vreau să ne jucăm. Deci o să zic să ne relaxăm puțin, cred că mi-o zic mie în primul rând și apoi și vă zic și vouă. Este vorba despre un avans tehnologic pe care l-am avut și cred că nu știu dacă știți exact despre ce este vorba, se numește ChatGPT. Da, știm? Da. Pentru cine nu știe, o să prezint un pic. Este o bază foarte mare de date cu un algoritm specific, adică e un fel de enciclopedie, e doxă. Și noi, muritorii, putem să punem întrebări și ne oferă răspunsuri. E foarte drăguț să fac asta. E ChatGPT. Vreau să vă întreb, să-mi dați niște întrebări, le punem live, vedem ce zice. Da. Da? Sună bine? Încep eu? Da. Eu am o curiozitate de ieri. Bine, plană zi. Cât trebuie să țină preludiu? Mam, bine. Cât? La oameni. La oameni. Este important să înțelegem că fiecare persoană este diferită și ceea ce funcționează pentru un cuplu poate să funcționeze pentru altul. De aceea nu există o durată specifică pentru preludiu ca să se potrivească tuturor cuplurilor. Ți-a făcut o dizertație, tată. Gata, stai doctoratul. Păi ăsta e preludiu. Deci, mamă, e femeie ce discuțiile deschise. Exact, citește la final că poate dura de la câteva minute la o oră. Dă răspunsuri foarte lungi, foarte corecte, foarte cu o incredibilă acuratețe. Mai dă uneori niște răspunsuri greșite care sunt foarte funny. Hai să mai încercăm. Cine e Chelu? Cine e Chelu? Da. Bine. Okay. Chelu este un cunoscut rapper, producător muzical și compozitor din România. Controversat și... Taci! Păi am zis, eu l-am întrebat când trebuie să tac. Zi. Câte kilograme are cortea? N-are de unde să câte? O să fie cine dracu cu cortea. Câte kilograme are cortea? Îmi pare rău, dar nu pot oferi. Ți-am zis? Mai despre o persoană numită Cortea. Deoarece nu există suficient de informații pentru a identifica cine este această persoană. Ți-am zis. Super răvise! ChatGPT e o inteligență artificială care folosește absolut toate datele pe care le găsește pe net și le folosește ca să dea un răspuns. La orice, și dacă sunt scripturi pe net. Și pe tine nu te-a găsit, ai văzut? Nu m-a găsit, da, nu m-a găsit încă. Urât. Ești cel mai la TV necunoscut, ever. Trup. Ce scar la Dreams al comedianților. Orice aș face, lumea nu se lipește de mine. Oh, întreabă-l cum este în rai. Ok, nice. Ok. Este în rai. Spate câmpii. O să-ți ia toate religiile și o să zic la fiecare religie. Eu sunt pe lângă. Raiul este o concepție teologică și filozofică. Next. Bagă. Câte sezoane Ai Umor se mai fac? Câte sezoane? Pe gratis. Sezoane. În prezent nu există informații oficiale despre câte sezoane vor mai fi produse din emisiunea Ai Umor. Cu toate acestea, Ai Umor este una dintre cele mai populare emisiuni de divertisment din România și a fost difuzată cu succes timp de mai mulți ani. Este posibil ca emisiunea să continue și în viitor cu noi sezoane produse, dar acest lucru depinde de decizia producătorilor, deci e vorba despre voi din spate. Zi și mie, care este mărimea ideală a penisului? Care este mărimea? Depinde o să răspundă tot politically corect. Chiar vrei tu să afli asta? Da. Mi se pare rău. Se pare că magicianul are o magie pe care vrea să o facă și nu poate. Nu există o mărime ideală, my friend. Deoarece dimensiunea penisului poate varia semnificativ de la un bărbat la altul. 12 centimetri. 12 centimetri medie. Yes. Aproximativ. Am trecut. A fost light. ChatGPT-ul nu a făcut glume pe seama noastră, pentru că ChatGPT-ul este extrem de actual și extrem de politically corect. ChatGPT-ul nu o să-ți facă rău niciodată, pentru că nu este în structura lui. Bun. Dacă suntem ok cu suntem. Întrebările, putem să oferim și răspunsuri acum. Mai avea
întrebări, da? Ce da? Aia, dar lasă-mă că ne jucăm noi. Eu m-am plictisit grav, îți explic foarte repede. Hai, zim. Așa? Nu mi-a plăcut. Okay. Sunt împotriva inteligenței artificiale. Consider că inteligența mea de clasa a doua este îndeajuns. De utilă pentru umanitate. Îți doresc succes în continuare. Bună ziua, sunt un calculator. Numele meu este Chelu. Trebuie să fac niște calcule care să-mi permită să vă spun că uneori la emisiune îmi sar condensatorii în sus. Vă mulțumesc frumos pentru participarea la această emisiune. O să mă duc să-mi caut o gonflabilă cu creier. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.